Salut, mă numesc Constanța și sunt co-coordonatoarea inițiativei Împreună împotriva COVID. Inițial, inițiativa noastră era gândită pentru a ajuta cei vulnerabili, în mod special cei de 50 plus ani pe care îi considerăm vulnerabili, să stea acasă și voluntarii să cumpere produse în locul lor, să meargă la magazin, la farmacie. 16 coordonatori care avem fiecare direcția sa pe care lucrăm, am lansat linia verde. La linia verde poate suna absolut orice persoană vulnerabilă și cere ajutor. De aici apelul este preluat de voluntarii noștri care la propriu stau la linia verde și deja bătrânelul, bătrânica, persoana vulnerabilă primește ajutor. În total am primit peste 1020 de apeluri la linia verde. Suntem 510 voluntari, am ajutat peste 3500 de beneficiari, printre care cam 1800 cu prânzuri calde. Voluntarii noștri de la departamentul call center au telefonat peste 15.000 de persoane de pe listele celor de la asistență socială. Într-o conferință pe Zoom suntem cam 10 coordonatori în total care se conectează. Și foarte rapid, conform protocolului de ședințe online, folosim acest instrument și ne facem notițe, etc. Eu, arhitectă, urbanistă, alții au lucrat la call centru, alții au fost energeticieni, așa și pronunțăm. Noi o să continuăm să activăm până la ultima cerere de ajutor.